Deschis cu puțin timp înainte de Crăciun, mai exact pe 22 decembrie anul trecut, patinoarul artificial din Parcul Cetății din Deva este în continuare un loc de atracție, chiar dacă vacanța s-a încheiat. Cei de la Serviciul Public de Întreținere și Gospodărire Municipală Deva, care administrează patinoarul, sunt mulțumiți de numărul de vizitatori pe care l-a avut Luciul de Gheață, patinoarul dovedindu-se a fi și în prezent o veritabilă atracție pentru deveni, dar nu numai. A fost o perioadă foarte bună pentru patinoari și pentru noi, cei care administrăm acest loc. Am dat viață, așa cum ne-am dorit, parcului de la Poalele Cetății. A fost foarte multă lume care a fost în perioada trecută, în perioada sărbătorilor de iarnă, și-au ales să-și petreacă locul pe patinoarul din Deva. Este o bucurie pentru că nu doar cetățenii și copiii municipiului Deva vin pe patinoar din Deva, ci și foarte mulți oameni din vecinătatea municipiului nostru. Asta nu ne arată că suntem o atracție și am făcut foarte bine că am redeschis patinoarul din Deva. Programul de funcționare al patinoarului, care va fi deschis cel puțin până în luna februarie, este de luni până joi între orele 12 și 22, iar în zilele de weekend în intervalul orar 10-22. O ședință de patinaj de 2 ore costă 10 lei, aceeași taxă modică fiind percepută și pentru închirierea patinelor pe baza unui act de identitate pentru aceeași durată. Copiii cu vârsta de până la 12 ani și cu domiciliul în Deva nu plătesc nici pentru ședința de patinaj și nici pentru închirierea patinelor.